Mă numesc Dinu Gabriel și mă ocup momentan cu artă metalică, să zicem. Vreau să arăt că se poate face și artă din gunoaie. Orice artist se inspiră poate că de la alți artiști și caută și el, cum să spun, caută niște răspunsuri. Să vadă dacă e bun sau dacă nu e bun. Știi? Am căutat și răspunsurile astea. Fac chestiile astea că îmi plac, roboții, chitări, instrumente muzicale, ba, o gagi, tot ceva astea. Ba, uite, am făcut șapca aia, mac tenurile astea. Adică fac din diferite teme, nu fac, merg pe aceeași temă, glonț, știi, văd cu un calul, știi, fac din tot, tot ce ține de, că și mașinuță, am făcut și o mașinuță de-aia, Mac Max, știi, jobenuri, uite, vreo 3-4 jobenuri, adică sunt mai multe chestii care... Și integrez, de exemplu, uite, aici integrez și cu ce se întâmplă în ziua de astăzi. Inspirație mai bine, de exemplu, inspirație de la război, inspirație de la vaccinare, inspirație de la COVID. Partea plăcută, știi care e, de exemplu, când fac, de exemplu, la roboții ăștia, îi fac și niște pozițiile să întoarcă așa, adică să nu fac static, așa, știi? Fac să miște mânuța, să îi fac ceva în mână, un pistolaș și scop pistolașul de cum era din spatele cu un pistolaș în mână. Povestea începe de acum 5 ani. Jucam cu filmul Counter-Strike Global Offensive. Am mai spus-o și o spun. Și am făcut un cu ca să pot să-l supraveghez. Să văd cu cine intră, cu cine vorbește, știi? Cât se poate online. Și am jucat cu el 2 ani, 3 ani am avut contul ăla și făceam live-uri pe YouTube. Am și un canal pe acolo. La copilul a crescut, n-am mai dat atenție, nu mai joc și în timp ce jucam, așa să zic, aveam și o echipă de asta de bătrâni, 40 plus. Știi că numele meu pe Steam era Gabriel 42 Years, adică ani, știi? Și acum ajung la 47, știi, de când joc. Și ea se învârte asta pe trepied, așa se învârte calmă, știi? Se scoate de aici, acum am văzut, băiți! Vreau să văd dacă pot să reproduc o jucărie metalică dintr-un joc, știi? Prima dată din Counter-Strike, am reprodus această jucărie, apoi din Fortnite, aia din jocul din Fortnite, știi? Aia din jocul Mafia, știi? Ceva, adică vezi jocul, te joci jocul și zic, mai să fac din fiecare joc câte o jucărie de asta metalică, știi? Și am făcut. Și am început să fac, să schimb tema, temele. Zic, bai, să fac din fiecare ce pot să fac, știi? Și am început să fac roboții, păianje, tot ce... La început mă duceam și practic în bazarul cu amintire aici pe la cascadă și cumpăram, toate piesele le cumpăram. Nu îmi dăduse mie prin casă, mă duc la servisul auto să, bă, ce găsesc la servisul auto, le găsesc și printer, știi?
Eu copilăria n-am prea bună așa de mic copil, mai mult pe străzi. Hai să zicem 50-50 pe acasă, 50 pe străzi pe acasă. Că am prins perioada comunistă 80-90 anii aia, când se demula foarte mult în București, s-a făcut Casa Poporului, în drum către școală, ce școală, tată, o luai prin demolări ca să ajungi la școală. Statul acolo am început cu bagabonțeala. Nu am mai mi-a plăcut cartea și de pe până oraș, vindeam ziare, cântam prin tramvaie. Nevoia, pentru că la noi acasă, noi fiind 5 frați, posibilitatea, pentru că Ceaușescu, părinții, mama asta stat acasă cu noi, dar tata ducea la muncă, pleca dimineața, venea seara. Mama știa că noi plecăm la școală, dar de fapt școală ioc, da? Și eram golani. Prima mea meserie, bunica mea, la vârsta de 8 ani, când mai mă duceam pe la aia prin vacanță, când așa, m-am învățat să trag la mașina de cusut, știi? Și am învățat să trag la mașina de cusut. La vârsta de 8 ani, 9 ani, deja făceam, încuream singur, știi, pantaloni, adică spărgeam, se băga cu blugi de aia, cum se făcea evazat și făceam nebunii de asta. După aia, tot bunica mea m-a înscris la o școală, dacă am rămas repetent și în clasa întâia și a văzut că sunt și golanul, se pleacă cartea deloc de mine, ce bă, tu trebuie să faci ceva în viață. Că tu ai cap, adică te duce capul, văd că îți place. Îmi plăcea de mic să mi-aștiu și gresc, să mi-am făcut card de la curmenți, adică făceam de la vârsta de 8-9 ani, făceam zmeuri, făceam, adică din gunoaie, știi? Și ce, m-a băgat la Marmura, pe București noi. Marmura fiind o instituție de stat, că era atunci, care școleau copii, îi lua de copii de la vârsta de 12-13 ani și te ridica și te ducea în sus, știi? Te făcea sculptor în Marmura. M-am dus și acolo, până am plecat în armată, am stat acolo, știi? Și când am venit de armată, m-am angajat înapoi. Eu am fost și bodyguard la CP International Security, eram bodyguard și am plecat și de acolo. Nu mi-a plăcut nici acolo. M-am dus după aia, încărcam la un magazin, am mai lucrat la un magazin, tot așa, vreo două săptămâni, nici acolo nu mi-a plăcut, în Gara de Nord. Încărcam și puneam marfă pe rafturi. Apoi mai lucram la un restaurant indian, tot așa era ca paznic, aveau nevoie de pazla, m-am îmbrăcat în un indian și trebuia să deschid ușa la undeva pe la Unirea, pe acolo, prin spate, trebuia să deschid ușa, să coboare lumea din mașină, să închid ușa. Nu mi-a plăcut nici acolo și apoi m-am angajat ca tâmplar, tată. Tâmplar, de fapt, salahul, sclav, nu, eu îi ziceam sclav. Lemnul, fiind foarte greu ce făceam eu înainte mobilă la comandă, mi-a rupt coloana. Deci, practic, m-am îmbolnăvit și cu inima. De la 36 de ani, deci de 11 ani să mă lav cu inima, de la cărat, pe scări. Foarte grea, titanică. Cine face așa ceva, știe despre ce e vorba. Adică, ridici pe scări, deci de la parter la etajul 7-8 țări cari și o piesă de aia vezi că e foarte, foarte grea. Și am două hernii de disc, una cervicală și una lombară. Plus cu inima de la 11 ani, de la 36 de ani, să mă lav cu inima. Tâmplăria și a venit problema cu COVID-ul și atunci am zis, bă, am văzut eu că prind de la public chestiile astea, ușor, ușor, mă scrisesem și la emisiunea România au Talent și hai să las tâmplăria și să merg în paralel cu ceea ce îmi place să fac. Și îmi place ceea ce fac, adică foarte mult. Îmi place la nebunie să simt eu fierul. Și vreau să mă implic mult mai mult. Îmi place să nu depind de alții. Cred că sunt sute de mesaje, dom'le, vreau să fac la comandă, vreau să fac aia, vreau să fac aia. Nu, tată. Fac ce mă taie capul și ce îmi place. Ideea mea e să fac un muzeu. Asta vreau să fac aici în București, dacă reușesc, dacă nu, asta e. Asta e munca mea de vreo 3 ani de zile. Tot ce se vede, 3 ani de zile, asta e munca mea. Altceva ce sper să-mi dea Dumnezeu sănătate, să merg mai departe.